Salutare și bine v-am găsit! Fiind iarnă, am zis să prezentăm astăzi un mini videoclip, ca să zic așa, un mini vlog, cu patru năluci, din punctul meu de vedere, care n-ar trebui să lipsească în pescuitul ștucii, atât pe sălbatic cât și pe incinte, dar consider că ștuca este ștucă peste tot, indiferent unde ai pescui eu. Da? O să prezentăm câteva năluci. Două dintre ele sunt noutăți, două dintre ele nu sunt noutăți, ca să nu prezint doar noutăți. Și hai să vedem cum merg ele la apă. Am aici un Schwarzunger de la Bu Garcia, jumate tare, jumate soft, o nălucă hibrid. Din ce am văzut până acum, este o nălucă care se lansează foarte bine, are 21 de grame și cel mai important din punctul meu de vedere este slow sinking. Partea hard nu are, deci partea din față, corpul rigid, da, care cred că e din plastic, nu are o mișcare stânga-dreapta, ci merge în 90% din cazuri drept, doar dacă la animezi un pic din vârf, din vârful lansetei, se mișcă stânga-dreapta foarte puțin, așa, însă năluca compensează cu cealaltă jumătate, da? Partea din spate cu partea soft, da? Merge foarte, foarte bine, este o nălucă din punctul meu de vedere foarte bună pentru ștucă, în momentul în care aceasta nu mănâncă, îi dă destul timp să atace. Asta se poate înlocui, se desface de aici, da? Se poate înlocui cu coada de la alt grup mare, de la Mans, alea mai ieftine, de la Relax, la fel mai sunt gruburi ieftine. Este o nălucă decentă din punctul meu de vedere și nu ar trebui să lipsească din trusa pescarilor. De la Berkeley, Biggie 80 se numește. Este o nălucă destul de mare pentru ștuci mari, însă nu numai. Am prins și ștuci mici pe năluci foarte mari, pe gume de 15, de 16, de 14, de obicei atacă de nervi. Da? E o nălucă destul de groasă, are în jur la 30 de grame, însă, în ciuda aparențelor, este o nălucă floating, da? S-a ridicat la suprafață. În momentul în care o tragem, da? O mulină, da? Aceasta coboară până la 60 de centimetri sub pelicula apei, cu o vibrație foarte, foarte puternică. Și pe lângă asta vine și cu bile la interior. E ok vara când ai foarte mult brădiș, 3-4 manivele scurte după care o lași să se ridice, iar 3-4 manivele scurte iar se ridică. E o nălucă foarte, foarte bună, o noutate. N-am mai văzut-o până acum, seamănă foarte mult cu Rapala de Tefat. De Tefat 3, parcă unul, din păcate nu se mai fabrică, unul merge doar în suprafață. Lăsa dâra aceea de apă, acesta coboară, însă dacă îi ținem vârful sus, stă la un 10-15 cm deasupra apei, dacă ținem vârful jos, coboară un 25-30 de centimetri, cam pe acolo. Vibrație puternică, pe jercuit are niște mișcări foarte haotice. Dacă mă întreb pe mine, cel mai bine îi stă mulinată liniar, cu ceva pauze, da, ca să se mai ridice și apoi, nu știu, poți să-i dai 2, 3, 4 manivele agresive, pauză, apoi mergi liniar 5, 6, 7, 8 metri, da, să alternezi. Sau liniar cap-coadă, da, aceeași mers foarte lent, chiar și la cea mai, lentă rotație a mulinetei, a tamburului, da, are o vibrație foarte, foarte puternică, se vede în vârful lansetei, da. Deci este o nălucă, din punctul meu de vedere, de neratat pentru ștucă și are un preț destul de decent, nu știu, nu știu, de 30 ceva de lei, 40 de lei. S-aude bele. Vara precis face ceva ravagii. Hai să vedem și următoarea nălucă. Următoarea nălucă nu este o noutate, am mai pescuit cu ea. Însă am decis să vă prezint mai pe îndelete. Este de la Rapala un BX jointed de 12,
cu vreo 23 de grame sau ceva de genul ăsta. E un alucă care merge până pe la 1.2-1.4, coboară mai repede, însă nu este foarte, nu coboară foarte, foarte repede. Da? De pe mal cu, cu o lansetă de 2.2, 2.3, 2.4, pescuiesc majoritatea la știu că o controlez destul de bine dacă ții vârful sus, o ridici mai mult. Cele mai multe atacuri la năluca asta le-am avut pe pauză și o jiguiesc ca pe gumă, pentru că are o bătaie haotică și un colorit, din punctul meu de vedere, care nu dă greș în pescuitul ștucii de nicio culoare. Da, e un biban destul de agresiv, cu mult portocaliu pe burtă, îmi vine în foarte multe culori. Merge foarte bine pe recuperare liniară, pentru cei care cunosc, merge ca un joint de 13, doar că nu așa de agresiv, mai finuț un pic. Da? E o nălucă care, din punctul meu de vedere, este foarte, foarte bună la ștucă. Asta din categoria nălucilor hard, pentru că pescuiesc foarte mult și gume, pescuiesc și linguri și voblere, dar am decis astăzi să vă prezint câteva voblere. Am zis inițial 3, dar cred că mai am unul de prezentat. Tot așa, sunt năluci pe care le car mereu cu mine, nu se știe niciodată când ai nevoie de ele. Sunt tot ce v-am prezentat până acum se lansează foarte bine, inclusiv cu castul. Da, cu lanseta de spinning nici nu mai are rost să mai spun, se lansează perfect. Sunt năluci pe care cel mai bine este să faci cum fac eu aici. Le iei, le arunci la mal. Dacă apa nu este destul de limpede, îți recomand niște ochelari și joacă-te cu ele, numără în cât timp de la atingerea apei a nălucii coboară un metru sau cât consider tu că scoboară acolo, ca să știi cât o lasă să cadă pe cap de lanseu. Da? Așa fac eu de obicei și cam așa învăț nălucile și le pescuiesc. Dacă toate nălucile primește din punctul meu de vedere, însă trebuie să ai răbdare cu ele, să le înveți, pentru că fiecare nălucă este unică în felul ei. Da? Spre deosebire de alte năluci ieftine de pe AliExpress, asta are prindere aici din fier, nu din pânză, am văzut eu unele și aia putrezește mai mult ca sigur. Asta te ține toată viața, până o agăți. Hai și cu următoarea nălucă. Bun, aici avem un Berkeley Zila de 10 cm cu 18 grame. La fel, are niște bile în el. E un glider, spre deosebire de salmul. Hai să-l comparăm cu salmul de 7 cm. Toată lumea știe salmul 7 cm. Da? Corpul este un pic mai subțire, mai fusiform. Da? Coboară un pic mai lent decât varianta sinking a celor de la Salmo. Da? El zice coboară până în 1.2-1.8. Coboară, dar coboară mai lent. Pentru că dacă stai să-l compari, cel de 7 cm are 18 grame, asta are 10 cm cu tot 18 grame. Cel floating vorbesc de la Salmo. Da? Spre deosebire de ăla, mișcarea nu este la fel de agresivă pe mulinat în continuu, pe, da? Pe mulinat liniar. Doar că devine mult mai agresivă mișcarea când îl jercuiești, când îi faci mișcări așa. La cast merge și mult mai simplu din manivelă. Da, când îi faci chestia asta este mult mai agresiv. Vine în vreo 6 sau 7 culori, ceva de genul ăsta. E o nălucă foarte, foarte bună din punctul meu de vedere. Se lansează foarte bine datorită formei. Are ceva zgârieturi pe aici, săraca, de la ceva dinți, chiar și pe coadă pe aici. Se lansează foarte bine, chiar și cu castul. Da, am un fir destul de greu, nu știu, cred că am dat 30 ceva de metri. Da, e o nălucă foarte, foarte bună din punctul meu de vedere. O car cu mine mereu, așa cum toții cărăm foarte, foarte multe năluci după noi. Doar pentru că am avut atacuri la ele sau pur și simplu avem noi încredere în ele să le pescuim.
asta e foarte mișto pe timp de iarnă, dar nu pe zone de asta, ci pe balastiere, unde ai 2 metri jumate, 3 metri, o lași să cadă lejer, frumos, nu o merg până la 7-8, dai 2-3 zvâcuri, o lași iar să cadă, iar 2-3 zvâcuri și tot așa. Aici, din păcate, e apa foarte mică, însă e apa destul de clară și tocmai de aceea am decis să fac această mini prezentare aici. Da, se lansează foarte bine cu spinning-ul de 2-4, cred că dai 40 de metri, 45 de metri cu el lejer. Este foarte, foarte o nălucă foarte versatilă din punctul meu de vedere. Poți să o folosești atât pe apă mică, da, pe apă de 0.6-0.8 sau în vara când ai brădiș, când ai pâlcuri de vegetație, o iei, o lansezi unde ai văzut zona, o mulinezi repede când stă în suprafață, o lași un pic să cadă 2-3 zvâcuri, dacă a dat bine, dacă nu, ieși o scoți, faci din nou lanseu. Da? Că nu îți dă mereu pe gumă, ai problema, nu e... Doar că ai nevoie de timp să ieși cu ele la apă și să le înveți pe fiecare în parte cum merg. Simplu. Sunt năluci și năluci care merg diferit. Dacă iei două glidere, unul de la, nu știu, de la Rapala, unul de la Salmo, unul de la Berkeley, să vezi că toate merg diferit. Deși forma și dinamica lor este aceeași, da, ele funcționează diferit.